să vă arăt un truc de magie. Acum sunt la mine în cameră. Iar acum suntem la munte. Bună dimineața, dragi tovarăși, ce faceți? Cum mai duceți? Ei bine, eu mi-am luat o vacanță câteva zile și am zis hai să trag și eu aici un vlog în peisajul ăsta superb. Dar efectiv e genial, cum am dat drumul la filmare au început să mă latre toți câinii. Super, nu? Acum mai trebuie să iau și pe aici prin urzici, o să mă șiu la picioare. Sper că mă aud că pe aici curge un pârâu. Sunt undeva pe lângă Piatra Craiului, undeva la limita dintre Argeș, Prahova și Brașov. Și am venit de ieri, dar n-am avut energia să fac vlog, că eram obosit de pe drum. Însă vă povestesc acum ce s-a mai întâmplat. Vă arăt câteva poze și ce am filmat, câteva cadre scurte ieri. Și continuăm cu vlogul astăzi. Bă, deci am un noroc absolut incredibil. Fix acum când m-am pus și eu să filmez un pic, a început să picure. Sper să nu dea vreo ploaie mai puternică și... ziceți, sunt țari pe aici. Cred că o se vadă și pe filmare. Cum ziceam, suntem practic la Parcul Național Piatra Craiului. Sigur, mulți sunteți curioși cât am dat pe cazare. Suntem 4 inși, am închiriat 2 camere duble pentru 3 nopți și am dat 570 de lei. Fără mic dejun, prânz sau cină, dar ne-am luat noi de haleale. Astăzi poate facem și un grătar. Mă gândeam aseară să fac un drunk stream, dar sigur adormeam probabil pe live. E internet, apă caldă, căldură, deci azi noaptea am avut căldură, frigeau caloriferele. Nu e chiar atât de frig, cred că sunt vreo 7-10 grade acum. Bine, eu fiind mai pufos așa, n-am probleme cu frigul. Ce pot spune despre locul ăsta? Mi se pare foarte frumos. Deci dacă stați în zona Prahova, Brașov, Argeș, veniți aici în Piatra Craiului, că e fain, cazări super ieftine, aștept să trezească băieții și vă fac și un tur. Cum ziceam mai devreme de ploaie, că am început acum să plouă, însă e bine că stau la adăpost și am putut să mai povestesc că am fost la o peșteră unde erau niște trepte pe care să urci și efectiv erau extrem de abrupte și era ruptă și pancarda pe care scria pericol de alunecare. Între timp am găsit și niște căței care s-au ținut după noi vreo 5 km cât am mers noi dus întors, a fost destul de fain. Unuia era frică să intre în peșteră, că era că-i pică tavanul în cap. Da, uite că arăta altfel pe sus. Frumos pe aici. Atât? Mergem atât? Păi, dar n-am lumină să mă duc mai mult. Cel mai tare lucru pe care îl poți găsi într-o peșteră. Un ambalaj de tampon. Am văzut pe telefon că zicea că va ploua de dimineață. Dar pe lângă ploaie, chestia mișto e că practic trece norul pe aici, adică nu se vede așa bine pe filmare, dar o văd eu cu ochiul, în jurul meu e destul de multă ceață și mai îndepărtare se vede dita mai bucata asta de nor acolo, mai este și acolo nițel, deci super tare. Cred că asta este apa asta de ploaie cea mai proaspătă apă posibilă, de-abia picată din nor. Hai să vă prezint și cum e aici. Acolo e curte, urci pe niște scări, acolo e și un loc de făcut grătar, pe ăla îl facem mai pe seară. Noi practic suntem la etajul 2, aseară ne-au băgat și căldură să ne înghețe găoaza. 4 camere pe etaj, dar momentan noi am luat doar 2, hai să mă rog balconul. Bă, balconul ăsta e absolut genial, deci priveliștea e efectiv incredibilă. Apropo, aseară ne jucam noi niște Risk, un fel de Monopoly, un board game și efectiv eram atacați de niște gândaci. Aveam becul ăsta prins și vreo 4 gândaci de aia, cam atât de mare am omorât. Unul m-a ciupit de gât, sper că nu era otrăvitor. Hai înapoi aici. Voi să nu vă mai buliți acolo, că se aude.
Camerele vi le arăt mai încolo, că ăștia se bulesc aici. Aici e Buddha. Mesajul pe care îl vedeți pește tot. Aruncați hârtia în coș. Aroba s-a impresionat că la banii ăștia avem cabină de duș atât de șmecheră. Niște prosoape, hârtie. Eu, salut. Extintor în caz că ne arde prea tare de glume. Niște șervețele de lavă. Bă, dar voi cât vă mai buliți acolo? Hai să vă prezint și camerele. Aici e camera unde se buleau ăia doi și aici e camera unde mă bulesc eu. Da, e puțin cam prea multă ordine pe aici. Se vede că am dormit eu. Aici avem destulă mâncare, cam cât pentru vreo jumătate de oră. Hai să vă arăt și dulapurile atunci. Frumos, ne-au lăsat și umerașe să ne pune hainele mai groase. Mi-am lăsat acolo ghiozdanul. În partea asta un prosop, mi-e frică să pun mâna pe el. Frumos, aici compartimente să-ți pui tricoaiele. Mi-am pus și câteva tricouri acolo și cam cu atât am venit eu. Sistemul ăsta de geam mi se pare super interesant. Poate unde sta cine știe. Dacă îmi fac o casă la munte, așa îmi pun. Ideea e că deschizi geamul, îl ridici așa și cum stă drept cât să nu-ți pice apa înăuntru. E destul de interesant și e bine că e cu genie îndreptat spre deal acolo și dimineața nu îmi bate soarele să mă trezească. Hai să las un pic crăpat așa. Aici și avem bucătăria. Două mese, scaunele nu prea aranjate ca mânca noi, avem de toate, microunde, TV, aragaz, frigider, tacâmuri, aici avem de toate, inclusiv de alea se desface sticle de bere, căldură, parolă la Wi-Fi, loc de făcut grătar și cu frigider. A sosit timpul pentru o drumeție de vreo 5 km, probabil o să mă întorc în 4 labe. Mergem către peșterea Dâmbovicioare și să sperăm că nu vom da de urs. La 100.000 de abonați, sar în gârla aia și fac baie acolo. Nici n-am pornit bine la drum și deja o grămadă de semne cu atenție urs. Uite și un pui de șarpe și a intrat în pământ. Mai ești, mă? S-a dus. Bagă mâna să vezi. Hai că am văzut și un pui de șarpe acolo. Am făcut o schimbare de planuri, nu mă luăm în direcția aia că ne ducem mai încolo că suntem cu mașina și urcăm pe dealul ăsta și ne-a zis un nene că cum urcăm pe aici, nu știu cum îi dăm roată și ajungem pe partea aia altă acolo. Am ajuns în vârful platoului și am găsit o potecă faină așa, să mergem drept. Sârma asta teoretic ar trebui să oprească urșii să vină pe aici. Se tot aud chestii pe acolo prin vale, dar cred că doar pică crengi din copaci și nu-mi place că sunt multe gunoaie pe acolo. Sper că n-a fost făcută pentru că a fost careva ucis de urs prin zona asta. Interesantă troiță, 7 cruci are. 7 cruci, mai multe cruci, mai puțin dragi. Am mai găsit o poartă, dar pare să fie acționat o forță animalică care a decimat-o. Bă, deci locul ăsta este absolut superb. După toată jungla asta urbană pe unde am copilărit eu și având în vedere că eu mai îmi petrec weekendurile pe la București, oaza asta de natură e absolut incredibilă. Așa că dacă aveți câteva sute de lei de căciulă și n-aveți ce face cu ei, mergeți la munte când aveți nimic de pierdut. Schimbare de planuri, e un văcar cu vacile pe acolo, că doar nu cu oile, și se auzeau niște dulăi mari, hom, hom, și am zis, hai să ne retragem, că n-avem chef să fim mușcați. Abia ne-am ferit de urs, n-avem chef de câine acum. Luați o bucată de story time. Când am fost la București acum 2 săptămâni cu Baru și cu Mădălin, am desfăcut o pungă de frips în metrou. S-a împuțit tot vagonul instantaneu. În fața noastră Rita mai câinele ciobănesc, însă ne-am pregătit aici în caz de orice. Pe lângă că atenție urși, mai e și pericol de vipere. Uite-l leacu, uite-l leacu.